În această săptămână au fost prezentate în cadrul bilanțului anual rezultatele activității jandarmilor mehedințeni în anul 2020. Contextul actual epidemiologic a impus desfășurarea activității în cadrul restrâns, fiind prezenți totuși invitați de onoare. Rezultatele activității jandarmilor mehedințeni pentru anul 2020 au fost reprezentate în cifre în cadrul bilanțului anual. Jandarmii mehedințeni au fost în linia întâi în anul 2020, un an pandemic și dificil pentru noi toți. Ordinea și liniștea publică a fost asigurată cu ajutorul jandarmeriei. Peste 13.000 de misiuni de menținere a ordinii publice au avut loc în 2020, dar și 112 fapte de natură penală constatate peste 1800 sancțiuni contravenționale aplicate în anul 2020, de asemenea, faptele antisociale au fost prevenite prin 66 activități ale jandarmilor mehedințeni. Jandarmii mehedințeni au arătat în anul 2020 că au fost mereu la datorie pentru a veni în sprijinul cetățenilor.